Felicitări, Adrian Ilca! Felicitări părinților care îndrumă tinerii spre jocul și cântecul popular! Și mult succes, dragii mei! Ei, dragii mei dragi, a sosit momentul să schimbăm registrul, pentru că, așa cum știți, în fiecare an, aici la Vladimirescu, avem de toate pentru toate gusturile. Zilele trecute îmi exprimam părerea pe o rețea de socializare în care spuneam că nu este de acuzat sau de judecat un om care ascultă un anumit gen muzical. Fiecare dintre noi avem dreptul să ascultăm ceea ce ne încarcă cu energie pozitivă, să ascultăm ceea ce ne place, când ne place, acolo unde ne place. Așadar, în această seară, repet așa, repejor, avem HG8, Jorge, Asu și Bobby și încheiem cu trupa Compact. Câteva minute avem nevoie să pregătim scena, pentru că, așa cum sunteți obișnuiți, avem momente live și pentru fiecare live avem nevoie de câteva minute să ne pregătim. Așadar, urmează o trupă îndrăgită de către dumneavoastră. Am încercat așa să aflu amănunte și am aflat că ne-au pregătit piese frumoase, un repertoriu mai mult așa al nostru, al românilor, și cu siguranță vă veți bucura alături de ei. Până ei se pregătesc, o să vă rog așa 2 minute pauză, putem să bem o gură de suc, bineînțeles, că nu vândem la alte cele. Vreau să mulțumesc încă o dată Primăriei Comunei Vladimirescu, Consiliului Local Vladimirescu și în ultimul rând domnului primar Ioan Crișan, pentru că cu atâta drag mă duce în fața dumneavoastră, în mijlocul dumneavoastră, an de an, aici la zilele Comunei Vladimirescu. Bunul Dumnezeu să vă dea sănătate și încă o dată la mulți ani, Vladimirescu!